Of, Doamne! Dragii mei măineșteni, vă mulțumesc din suflet pentru această onoare. Onoare din partea orașului în care m-am născut, care am crescut până la 7 ani și pe care nu l-am uitat niciodată. Vă mulțumesc din suflet că v-ați gândit la mine. Un biet american care trebuie de la 20 de ore să ajung aici, chiar cu avion, și care n-a putut să uite niciodată locul unde s-a născut. Un loc cu totul aparte. Deci Moineștiul nu este doar un orășel undeva în Moldova, un ștetol, cum se spune, evreiește, ci este un oraș de faimă și cu o lungă istorie. Îl găsiți în enciclopedie în care cei mai mulți dintre noi nu au nicio șansă să apară vreodată. De pildă în Judeica, o enciclopedia iudaică, în, dacă nu mă înșel, 28 de volume, în limba engleză, unde se află un capitol de cel puțin jumătate de pagină, și paginile sunt foarte mari, o carte uriașă, în care se vorbește despre Moinești. Și, pe surprinderea mea, nu se spune nicio vorbă despre mine. V-am redescoperit, dacă îmi permite. Da, sunteți bun descoperitor. Mă miră că n-ați descoperit și America. Mi-ar fi plăcut să vă vorbesc din tot sufletul, nu dintr-o bucățică de hârtie. Se zice că sufletul are memorie. Dar vedeți, nu ține minte toate. Aici, hârtiuța asta mi-amintește că voiam să zic că oamenii de radio, noi ăștia, suntem învățați să nu vorbim mult. Pe una se numără minutele și parcă văd că mă întind puțin aici. Vă rog, nu mă dați afară. De la Moinești la Washington ne-au trebuit 40 de ani. De la Washington la Moinești, dacă aș fi venit de direct, nu mi-ar fi trebuit decât poate cel mult 20 de ore. Trăim oameni buni într-o lume foarte diferită de cea în care m-am născut. Și v-ați născut și unii dintre dumneavoastră. Acum vin din București, însă, coleam peste drum, față de distanțele mari din America. Doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru inițiativa de a vă aminti despre vechii dumneavoastră măineșteni. Consătem priveci prin lume, dar mereu cu inima caldă
și cu memoria vie a copilăriei lor aici, pe meleagul memoriei. În acest orășel dintre dealuri, care îl găsești, cum ziceam, în enciclopedii de renume, prin Moinești se pleacă în Țara Sfântă. E o vorbă în iriș. Și numeroasele personalități culturale care și-au avut o bușia aici ne-au făcut pe toți celebri. Așa încât a putea spune că te-ai născut la Moinești este un privilegiu cu totul aparte, care te înzestrează instantaneu cu o anumită aureolă. Înainte, cu mult înainte, ca alte potențiale aureole să vină în fața ta. Pentru cei mai mulți, orașul în care au văzut lumina zilei apare doar în actul de naștere. Și adesea nici nu este observat. Ori se dorește chiar uitat. Dar pentru cei care s-au născut la Moinești, el este aproape un certificat de valoare. Hai că mă apucă și plâns atunci. Da, traseul vieții mele a fost puțin mai întortocheat decât al altor moineșteni. Așa mi-a fost destinul, cu cele bune și cu cele mai puțin bune. Am rătăcit prin lume mult, am învins pericole serioase, drumul mi-a fost însă mereu înainte, niciodată înapoi. Și uite că acum vine înapoi. Vine înapoi în acest târg în care m-am născut. Care, cum spuneam, nu-l pot numai în actul de naștere, ci și în suflet. Și sunt mândru că sunt moineștean. Acest prilej este, dacă mă pot exprima astfel, fericirea de apoi, înainte însă de a ajunge, sper cu mult timp înainte de a ajunge în lumea de apoi. Ce-o fi scris asta? Am pe o premoniție. Vă mulțumesc, dragi moineșteni. Vă mulțumesc în suflet. Vă îndrățișez cu multă dragoste. Să dea Dumnezeu ca aura Moineștiului să dăinuie în toate vremurile. Iar dumneavoastră să aveți parte de bunăstare, sănătate și fericire. Trăiască Moineștiul etern!
și vreau să nu-mi permit să vă completez, ar fi prea mult pentru mine, dar aura Voineștiului înseamnă acest cetățeni deosebit pe care i-a avut și are Voineștiul. Cu cât avem mai mulți, cu atât aura Voineștiului este mai frumoasă și mai mare. Vă mulțumesc!